Alo! Bună seara, Natalia! Bună seara! Ce faci? Bună seara! Ce faci, doamnă frumoasă? Sărbătorim! Sărbătoriți, Nataliță, nu știu dacă m-ai recunoscut, mă numesc Maria Ciorici și vreau pentru tine să-ți dedic o poezie. A? A, numele leac cunoscut, da? Da, da, de multe ori vă urmăriți. Da, dar mă vezi video, mă vezi video, se vede, mă vezi... A, stai că activăm. A, așa, de atâta. Stai că activăm video, muș. Ia. Așa? Nu. Ia că nu mai vedeți. Ia că bună seara la toată lumea. Ia uite ce lume frumoasă acolo. Ai ridicat paharul de sănătate, Nataliță. La mulți ani și vreau, mai întâi stați până la pahar, vreau să vă... să ascultați o poezie care e special pentru Nataliță scrisă. Și o să înțelegeți și voi din partea cui este. Natalița Amuș, ai să asculți poezia un pic. Astăzi este despre tine, sora mea cea bună. Sufletul tău ca o pâine este pentru toată lumea. Foarte răbdătoare și foarte cu minte ești. Oricine s-ar adresa, pe toți îi ajuți. Ești șânașă, surioară, fiică și mămică, soție iubitoare și foarte grijulie. Pe toate le reușești. Ești de nota 10, tu ca un soare ești, pe toți ne încălzești. Când eram mai mici și părinții plecau la serviciu, îți lăsau multe griji pe tăi umeri. Noi toate le făceam, făceam și curățenii, iar tu făceai mâncare. Seara când părinții veneau, aveau multă bucurie. Totul curat și frumos, mâncarea caldă, mâncărica călduță, ce bine am mai fost când eram micuțe. Am muncit de mici. De rând cu părinții, la norme l-a prășit, apoi l-a strâns provizii. Cu cireada de vaci ne duceam pe deal. Cu noi un băiețel rus mai mergea și tu la el așa strigai: Vitalie, carova nazat! Căci ți era cam lene să scoli să-l întorci, dar el era mai rapid la alergat. Când părinții plecau la ceremonii, tot rămâneam în grija ta. Făceam multe, multe ghidușii. Tu ne învățai a dansa. Am avut o copilărie frumoasă. Am fost și la tabăra de vară. Am crescut pe lângă apă, pe malul Nistrului Grămăjoară. Toată vara la bunici prindeam pește cu perdica. Mâncare la rățuște. Prindeam pește cu perdica, mâncare pentru rățuște. Eram de fericite. A venit timpul și ai plecat la altă școală. Te așteptam la poartă zi de zi. Pe atunci îți spuneam lealea, dar nu pe mult timp. Într-o zi ai venit acasă, ne-ai luat pe amândouă și ne-ai spus: de azi înainte nu mai sunt lealea, mă faceți de rușine, eu deja mare sunt. Într-adevăr, deja ai crescut, a venit timpul și te-ai căsătorit. De la casa noastră te-ai dus și ne-ai părăsit. Dar nu pe mult timp. Te-am ajuns și noi din urmă. În aceeași localitate trăim aproape una de alta, dar timpurile grele au venit și nevoit ai fost să pleci. De copii, de căsuță te-ai despărțit și ai plecat să muncești cu soțul. Prin multe greutăți ați trecut, dar cu ajutorul Domnului, din toate ați ieșit, El v-a păzit de tot răul. Numai dorul pentru copilaj zilnic vă omora, pe care de micuți i-ați lăsat. Dar nu era altă cale. Cea mai mare dorință a ta era să iei copiii lângă tine, să-i poți îmbrățișa, să le fii la toți bine. Și uite că ai putut! Visul mare l-ai realizat. Dumnezeu te-a auzit, copiii lângă tine i-ai luat. Vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai făcut pentru noi. Pentru că te avem pe tine, surioară, te iubim și-ți dorim noi numai bine. Nataliță, la mulți ani, scumpa mea! Sper că ți-a plăcut poezia. Este cu drag din partea surioarei tale. Surioara ta, Ludmila, dar și Veronica, părinții Ion și Ana, cumnații Ion și Eduard, nepoții Adrian, Matei, Daria, Alexandra, Dan, vă cuprind cu drag. Și îți mulțumesc pentru copilărie frumoasă, pentru amintiri frumoase și pentru că le-ai putut lăsa în inimioara lor un gând bun. Și o amintire frumoasă de trecut. Vrei ceva să le spui, Natalia? Da, mulțumesc mult din suflet.
trădat, m-am uitat. Nu plânge, Natalia. Gata, la mulți ani, Natalia, nu plânge. Întotdeauna când am avut nevoie, m-au ajutat și mi-au fost alături. Toate sunt de partele, tu foarte mult dor. Și dumneavoastră vă mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte frumoase. Cu drag, Natalița, le meriți. Le meriți cu drag, fiindcă ești și tu ai, eu simt și tu. Mă întorc acasă, mulțumesc frumos. Am simțit și eu că ai un suflet mare, luminos și așa și este. Și cu drag îți dedic aceste, încă ceva, tu le-ai transmis deja ceva cuvinte, dar acum cuvintele ce urmează sunt chiar scrise de ei. Deci eu am vorbit cu Ludmila, ca să înțelegi, dar din partea la toții, felicitări, eu cu Ludmila am vorbit, cred că ai înțeles deja. Scumpa noastră surioară, vreau să-ți transmitem câteva cuvinte calde. Toate gândurile și felicitările noastre sunt îndreptate astăzi către tine. Îți dorim multă, multă sănătate, atât de mult încât nu o poți duși, să strălucești precum o stea pe cerul de noapte. Lasă norii să acopere problemele și tristețea din viața ta. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trimis o soră așa ca tine. Pentru noi ești cea mai scumpă și cea mai frumoasă. Suntem fericite atunci când tu zâmbești și ești împlinită. Fiecare să-ți aducă clipe și momente pozitive și frumoase. La mulți ani, scumpa noastră! Mulțumesc mult din suflet. Nătălița, pentru tine și pentru toată lumea cea frumoasă, următorul cadou muzical se dedică. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, cu dedicație specială. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Hai la mulți ani și toată lumea cum să ridice paharele sus. Ia să-i văd pe toți sus, sus, la mulți ani. Hava! Ia să ridice toată lumea paharele. Să vă văd. Da, mamă. Mi-a dat Dumnezeu o soră pe pământ, mie aproape și-mi știe orice gând. La rău și la bine eu de m-am aflat, a fost lângă mine și m-a ajutat. Mi-a dat Dumnezeu o soră pe pământ, așa sus, e aproape și-mi știe orice gând. La rău și la bine eu de m-am aflat, a fost lângă mine și m-a ajutat. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Și o să vă vedeți în curând împreună, eu așa sper și așa vă doresc. Fetița mie, dar până și-ți fac. Mama ne-a învățat mereu să ne iubim și orice avem noi ca să împărțim. Una lângă alta noi am fost mereu, surioară ești dar de la Dumnezeu. Mama ne-a învățat mereu să ne iubim și orice noi să avem noi să împărțim. Una lângă alta noi am fost mereu, surioară ești dar doi la Dumnezeu. DJ-ul este în muzica. Melodia. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară.
Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Încă o dată zic la mulți ani, Nătălița, și numai bine îți doresc. Te rog, fii fericit, fii liniștită, sufletește, fii liniștită, că totul e bine. Cu ai tăi dragi este totul bine, asta e principalul. Da, departarea totuși te omoară. Dor de cei dragi de acasă, de părinți, de surori. Da. E foarte mult. Când ești frumos din suflet, când te ridici la surori, mulțumesc dumneavoastră. Cu drag. Cu drag, meriți, pentru că într-adevăr ești sfedic, ești un om bun și o persoană foarte de treabă. Și salutări încă o dată tuturor mesenilor care sunteți acolo. Vă mulțumesc și scuzați de gălăjie. Cu drag, cu drag, vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă, sărbătoriți în continuare, vă doresc. Frumoasă, revedere! Revedere! Iată așa, șefa ne-o stâns, DJ-ul meu ne-o stâns muzica mai devreme de timp și-s fac. Dar fata crește, se implic și e, de grabă un cântan duet împreună cu dânsa vom face dedicațiile, dar cum? Așa este, dragii mei, o dedicație frumoasă, ați văzut și voi, de suflet, suflet la suflet pentru o soră mult iubită. Chiar este o relație frumoasă și le doresc așa să o păstreze toată viața lor în continuare. La mulți ani încă o dată, Natalia, și tot bine le-ți doresc. Eu pe astăzi gata, am finisat felicitările, vreau acum să mă apuc de scris pentru mâine. A fost o zi foarte grea astăzi, dar am făcut față. Ați văzut multe povești grele, lungi au fost, emoționante din toate punctele de vedere, mi-au stors toată energia, dar acum trebuie să mă adun ca să mă pregătesc pentru ziua de mâine. Mâine urmează alte felicitări, alte povești și alte istorii, alte destine. Deci este extraordinar. Eu știți, vreau vouă acum un pic să vă spun. De-aș avea eu energia asta, puterea asta, să nu obosesc. În genere, aș reuși tot. Și la mai mulți, la mai mulți aș scrie și pe mai mulți omageați i-aș felicita. Știți încă câte mesaje eu n-am deschis care oamenii m-au rugat să-i felicit omageaților. Dar nu reușesc, nu sunt robot, nu mai pot, obosesc. Și așa ritmul meu e intens și obosesc. Mie mi-ajunge așa, asta și așa e greu și obositor, dar mă strădui să fac față. Și să nu vă supărați, acei care nu reușesc să vă deschid mesajele, scrieți-mi în primul rând în pagina mea de poezii, acolo un mesaj răspund. Messengerul meu în profil, Facebook este blocat, nu puteți acolo să-mi scrieți, în genere nu pot acolo intra, nu puteți. Pe Instagram tot răspund în ultimul moment, deci anume pe pagina de poezii și aici tot nu răspund deodată. Asta e, vreau să mă înțelegeți, să nu vă supărați pe mine, să nu vă supărați, vă rog frumos că răspund cu întârziere, că nu am ajutor pentru mesaje cine să-mi răspundă. Eu gestionez cu toate mesajele, apoi mă apuc de versuri și apoi de felicitări, iată așa, cum vedeți ceea ce fac zilnic, este o muncă enormă pentru mine, dar și cu copilul lângă mine și vă dați seama, vrea și ea atenție, vrea și ea să joace cu mine și așa mai departe, vă dați seama. Dar eu mă strădui să fac față și dacă mai fac acolo câte o greșeală, două, trei, vă rog să-mi dați crezare, iertare și să nu mă criticați dur. Fac cum pot, dar le fac din suflet. Asta am vrut să vă spun, noapte bună tuturor și vă doresc o duminică frumoasă. Mâine este duminică, azi deja e sâmbătă, a trecut, trece. Și vă doresc tot binele din lume.